Uite o șaurmă super bună pe care o poți mânca și în procesul de slăbire cu carne și sos. Hai să-ți arăt cum se face. Rămâne cu mine până la sfârșit pentru că o să am o surpriză pentru tine. E super bună! Pentru sos, un cățel de usturoi raz. Eu l-am frecat cu are și chili iute. 2 linguri de iaurt. Amestecăm bine. Varza frecată cu sare. Punem sosul înăuntru. Iute după gust. Intiga e încălzită. 5 grame de ulei. 80 grame carne de vită. Un ardei capia mediu. Sare, piper după gust. Am stins preparatul cu 20 ml de jigvei. Am pus deoparte carne și ardei. Am pus tigăi înapoi pe foc și am pus înăuntru o lipie. 15 secunde pe o parte și pe alta să ia sosul. Super bună și o poți mânca și în procesul de slăbire. Uite că acum am și o surpriză pentru tine. Dacă pentru tine tot conceptul acesta de slăbituri și de calorie încă este teritoriul necunoscut, comentează cu calorii bune și am să-ți trimit ghidul caloriilor bune pentru slăbit, unde vei afla cum poți slăbi mâncând mai inteligent și nu mai puțin.